Bun găsit! Nu este clar încă la acest moment motivul pentru care a recurs la acest gest. La nivelul penitenciarului de maximă securitate Mărginești s-a deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate împrejurările care au dus la producerea acestui caz. Ioan Dragoș Aurelian, zis Turcu, a fost condamnat în trecut la 13 ani de închisoare pentru omor, în urma unui conflict pe care l-a avut cu un alt bărbat pe care l-a bătut. Bărbatul a avut o serie de transmisii live pe o rețea de socializare prin care invita poliția la descinderi în timp ce consuma substanțe interzise și amenința cu un pistol cu gloanțe și o grenadă. La acel moment îl amenința pe șeful IPJ Dâmbovița de la acea vreme. Bărbatul era supărat că a fost lăsat fără permis pentru că a fost prins drogat la volan și astfel s-a ales cu dosar penal. S-a filmat în timp ce a aruncat petarde în stradă în timpul protestelor. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Cercetările sunt efectuate de polițiștii sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.